Bine v-am găsit, dragii mei, ușor răcită astăzi, dar sunt valabilă, să zic așa, pentru a filma puțin în timp ce fac chestia aici cu mânuțele. Vreau să fac un macerat de citrice ca să-l avem, să ne dregem în zilele astea în care suntem cu gâtul ușor iritat, puțin răciți. Practic să dregem puțin răceala în principiu, care este la început, care este în faza nu ajunge să fie gripă, adică o răceală banală, o tratăm cu produse naturale, ceaiuri sau, uite, chestii macerate și așa mai departe. Astăzi am lângă mine miere, am un borcan cam atâta miere și am mai adus, bineînțeles, ca să umplem borcanașul. Voi face un borcanaș de 600, cred că are ăsta, iar în miere voi pune lămâie de la noi, portocală tot de la noi și mai am aici lămâie caviar. Asta este super, super gustoasă în genul ăsta de macerat. Și ceea ce fac este să tai în bucățele mici citricele și să le bag în miere. Și în același timp răspund la întrebările pe care mi le-ați lăsat în ultima perioadă la secțiunea de stories pe Facebook, Instagram și cred că și pe YouTube, dacă nu mă înșel. Așadar, să-i dăm bătaie. Prima și prima oară voi tăia lămâia caviar. O tai în feliuțe cam de dimensiunea asta, cât mai mici cu putință, și pe măsură ce tai, introduc în borcanaș. Iar prima întrebare despre care vreau să clarific puțin situația este cu votatul. Eu încerc în online să creez lucruri care să aducă pace, bunăstare, fericire, iubire, iar treaba asta nu aduce omului decât răutate, negativitate, separare de popor, pentru că nu mai trebuie să intrați să vedeți ce cuvinte se spun despre oamenii plecați sau invers, pur și simplu o dezbinare de popor extraordinară. Și asta este prima și ultima oară când vorbesc despre acest subiect. Nu cred că este locul de răspândit ură, chiar dacă ar vorbi despre acest subiect, s-ar stârni multe controverse și aș genera destul de mulți bani, dar nu cred că e locul potrivit pentru așa ceva. Eu sunt mândră că omul, când intră la mine pe pagină, se relaxează, uită puțin de cotidian și se umple de pace și energie bună, și așa vreau să continue această pagină. Așadar, teme politice care creează ură, care creează negativitate, pe pagina mea nu vor fi și nici pe grupul Secretele Elenei. Cât despre grătinița din față, mai am doar câteva ghivecele de vopsit și să vopsesc canapelele, să le dau cu protector din ăsta de lemn. Și gata este, o să fac un video special numai pentru grădiniță, pentru că arată super, super minunat. Am făcut un video special vorbind despre calendarele advent, dar încă mă mai întreabă lumea și da, vom face anul acesta calendar advent, toți patru, ca de obicei. Va ori apărea clipuri despre calendarele advent și ce ne cade ca surpriză în fiecare zi. Diminețile, cel mai probabil, nu voi face vlogmas pentru că supune pentru mine o dare de energie, dacă mă pot exprima așa, mult prea mare. Iar anul ăsta nu cred că voi putea să duc la bun sfârșit vlogmasul. Adică vlogmasul este să te filmezi în fiecare zi ce faci până la Crăciun. E tot așa ca un calendar advent. Iar calendarele advent sunt mici surprize pe care le deschizi în fiecare zi. Vor fi, bineînțeles, frânturi din viața noastră de luni până vineri, dacă așa vrea bunuțul, care vor fi, să zicem, asemănătoare cu un vlogmas, dar ca atare un vlogmas anul acesta, cred că nu. În schimb, în fiecare dimineață o să vedeți ce ne cade la calendarele advent, pentru că am decis să le deschidem seara, înainte cu o oră, două, ca virgulă copilașii să se pună la somn, pentru că diminețile se forma un haos din anii trecuți, știu, și uitau de mersul la grădiniță, de micul dejun și așa mai departe, doar ca să deschidă calendarele. Așa că vom deschide seara, filmăm micul eveniment,
iar a doua zi micul clipuleț o să-l postez și putem spune că e și ăsta ca un vlogmas, ceva așa crăciunistic tot o să fie. Săptămâna trecută am trecut printr-o fază de genul. Am avut o săptămână foarte aglomerată, a trebuit să fim prezenți mult și la școala copiilor. Am avut multă treabă în curte, m-am apucat cu grădinița din față, care implica foarte, foarte multă muncă, o săptămână întreagă, și eram pur și simplu copleșită, adică nu-i nimic rău să recunoști. Am ajuns sâmbătă și duminică foarte obosită după toată săptămâna și pur și simplu m-am odihnit, m-am retras în cuibușorul meu cu familia mea, am stat la gura sobei, ne-am jucat, am stat întinși pe covor, ne-am relaxat, am... Duminică m-am mai făcut pe aici un alt, am stat afară mai mult, că a fost o zi frumoasă. Seara am mers și am pus jos șampilă și tot așa, adică ne-am odihnit bine weekendul. Când sunt colapsată de treabă, duc toate task-urile cât îmi stă în putere la bun sfârșit și ce nu se poate, nu se poate. Încerc să nu amân chestiile esențiale și care nu se pot amâna. Uite, de exemplu, nu pot să amân făcutul de mâncare copilor când vin de la școală. În schimb, pot să amân vopsitul unui ghiveș, de exemplu. Dar încerc să duc toate task-urile la bun sfârșit și după mă odihnesc. Așa sunt eu, nu știu. Până nu am toate lucrurile făcute, nici nu pot să stau liniștită, gen. De asta că m-ați întrebat foarte mulți ce am citit în ultima vreme, să știți că în ultima vreme n-am avut timp de citit. Toată vara nu am citit nimic. Și moftic rău de tot că am niște cărți de, din astea care îmi plac mie, de spiritualitate, foarte faine, ce mă așteaptă. Dar nu am avut timp vara asta, pur și simplu. Adică nu s-a putut. Sper că acum, după sărbători, fiind și iarnă și se întunecă mai devreme, să-mi recapăt obiceiul și cum sunt puțin mai liniștită, să revin la vechiul obiceiul, dar cam așa stă situația. Când sunt eu binecuvântată de Dumnezeu, să știi că în fiecare zi mulțumesc pentru asta, căci este adevărat. Dumnezeu m-a binecuvântat din multe, multe puncte de vedere. Uneori stau și mă întreb, oare merit? Oare cum a fost în altă viață, dacă există așa ceva? Am fost atât de binecuvântată în viața aceasta și... Că sunt o binecuvântare pentru alții, să știți că îmi reamintiți voi, cei care mă urmăresc și îmi spuneți asta prin comentarii, prin mesaje, și adesea mă copleșește mesajul ăsta. Am avut și îndoieli cu privință la treaba asta, dacă e ok, pentru că, știți voi, actorul în general, de cele mai multe ori, îl depășește ego-ul și când e aplaudat de multe persoane, acum dau un exemplu, ego-ul lui se ridică și de multe ori întinde ego-ul să se ridice în tine, că ești aplaudat și ești mirificat, între ghilimele, de audiența ta. Ceea ce trebuie să faci este să rămâi cu picioarele pe pământ și să nu uiți că ești un om ca ei. Și adesea când îmi spuneți că sunt o binecuvântare în viața voastră, ego-ul începe să palpiteze acolo, dar îmi dau seama că și voi sunteți o binecuvântare în viața mea și unul cu altul suntem practic același lucru. Și nu vreau să fiu, cum să vă spun eu, să vârșească ego-ul și să spun wow, ce audiență, câtă lume mă urmărește, adesea mă copleșește treaba asta, să știți. Și parcă nu vreau să fie așa, dar... Totodată să știți că sunt mândră că Dumnezeu m-a ales pe mine în rolul ăsta din fața voastră și că sunt o binecuvântare, pentru că e minunat să aduci binecuvântare în sufletul cuiva și asta este singura chestie care îmi ridică așa sufletul în slăvi, când îmi dau seama că aduc binecuvântare și aduc pace în sufletul cuiva. E ceva wow! Adică să creezi sentimentul ăsta, chiar dacă tu nu-ți dai seama practic, dar cineva să vină să-ți spună că ai creat în el sentimentul ăsta, măi, și o persoană
să-ți spună treaba asta, e absolut minunat. Dar când vin zeci, sute, mii de persoane și spun treaba asta, uneori e copleșitor și uneori îți dai seama ce misiune puternică ți-a lăsat Dumnezeu în mâini. Și da, vreau să vă mulțumesc și totodată să îi mulțumesc Dumnezeu că m-a ales pe mine, deși, repet, adesea mă copleșește situația, pentru că eu sunt o persoană mai degrabă introvertită, dar îmi dau seama cât de minunat e să faci bine în jurul tău și cât de minunat e să fii înconjurat de iubire și să dai ce ai în suflet și să primești, practic, ce ai în suflet. Și acum, pe final de video, să vă arăt și maceratul meu. Am amestecat citrișele cu mierea pe care o aveam deja în burcan. Și acum mai adaug încă puțină miere. Eu am aici un amestec de miere. În burcan aveam miere polifloră, iar aici am miere de rozmarin. Așadar, ia uite-l ce frumos arată. Am amestecat aici toate citricele. Așa arată și câte o linguriță, două, trei, câte vrea fiecare. Eu consum mai mult de o linguriță, două, trei pe zi. Așadar, ăsta este maceratul meu și sper din suflet că v-am satisfăcut așa puțin curiozitățile în ceea ce mă privește cu răspunsul de întrebări. Ne vedem cu mare drag și data viitoare, dacă așa vrea bunuțul, cu sănătate și voie bună și pace în suflet. Macerat pentru zile cu mici răceli.